O nouă informație de ultimă oră, un militar din Vaslui a fost înjunghiat în plină stradă de un necunoscut. Imediat după atac, agresorul s-a făcut nevăzut. Cu ultimele puteri, soldatul de 43 de ani, antrenat să salveze oameni în caz de dezastre, a reușit să ajungă acasă. Soția a alertat ambulanța, iar medicii l-au dus în stare gravă la spital. Este în direct cu noi colegul meu, Lili Trifu. Bună dimineața, Lili! Date, înțeleg, șocante despre acest caz. Bună dimineața, într-adevăr, este șocant ceea ce s-a petrecut aseară în jurul orei 20 în municipiul Huș, în apropierea unui bar din localitatea Vasluiană. Militarul a fost înjunghiat în zona gâtului de o persoană necunoscută. Cu ultimele puteri, el s-a îndreptat spre casă, acolo unde soția, când a văzut rana, a sunat de urgență la spital. Medicii au venit urgent, l-au luat, l-au dus la unitatea de primire urgență, unde i s-a acordat primul ajutor, iar apoi a fost transferat în regim de urgență la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Polițiștii au deschis un dosar penal de tentativă de omor. În cauză, noaptea au fost conduși la poliție doi bărbați, unul în vârstă de 38 de ani, un altul de 19 ani, pentru audieri. Deocamdată încă nu avem știri, noutăți, dacă s-a dispus sau nu reținerea acestora. Cercetările continuă. Mulțumesc foarte mult, Lili Trifu, pentru aceste informații.